Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul atelierul Tau. Eu sunt David iar în acest clip o să vă prezint mașina de înșurubat cu impact cu pătrat de 1 pe 2 din noua gamă Power Exchange de la Einhell și bineînțeles că o să facem și câteva teste Dar înainte de toate haideți să vedem cu ce vine în set, ce specificații tehnice are și după o să trecem și la partea de test După cum știți aceste unelte vin în diferite variante cu acumulatori în set, cu cutie de transport sau doar corpul exact cum este și acest model pe care o să vi-l prezint astăzi, el o să vină într-o cutie de transport de genul ăsta, o cutie de carton mai bine zis, în care se găsesc câteva accesorii, destul de puține, pentru că, după cum am zis, este varianta solo. În set, pe lângă mașină, o să găsiți manualul de utilizare, în care găsiți informații utile, pe care vă recomand să-l citiți. O să găsiți și o clemă pe care o puteți pune pe partea stângă sau pe partea dreapta a mașinii în funcție de mâna cu care lucrați. O clemă care vă ajută să agățați această mașină la curea și o chestie care m-a surprins mai vine în set și cu un adaptor. Fiind o mașină cu pătrat de 1 pe 2 nu o să puteți pune biți obișnuiți, dar folosind acest adaptor puteți să folosiți și biți special de înșurubare pentru mașinile de înșurubat cu impact cu hex de 1 pe 4 Mi se pare super că l-au inclus și pe acesta în set. Să trecem și la specificațiile tehnice. După cum am zis, este o mașină de înșurubat cu impact cu pătrat de 1 pe 2 O caracteristică foarte importantă este faptul că are un motor de tip brushless, ce reduce energia pierdută termic și astfel câștigă un procent ridicat de energie în acumulator. Totodată este un motor care dezvoltă pe această mașină un cuplu de 215 Nm turații 2900 pe minut și 3000 de impacturi pe minut. După cum puteți observa, nu are foarte multe butoane, are butoanele pentru schimbarea sensului de rotație la stânga și la dreapta și butonul de acționare care este dotat cu potențiometru. Turațiile pornesc de la 0 și se duc până în limitele mai devreme menționate. În partea din față putem observa trei LED-uri care asigură o iluminare foarte bună în condiții slabe de iluminare sau pe timp de noapte și un cauciuc care protejează partea metalică din față. După cum știți, mașinile de înșurubat cu impact au un mecanism aici în partea din față care se încinge destul de tare. Acest cauciuc protejează toată carcasa în momentul în care mașina cade pe jos sau când o utilizați în condiții foarte dificile. Tot pe mâner se găsește destul de mult silicon care oferă un grip foarte bun și ajută la confort. Este o mașină destul de ușoară, cântărește aproximativ 1 kg și făcând parte din gama Power Exchange se poate utiliza cu toți acumulatorii din gama Power Exchange de la Einhell. O să vă fac o demonstrație să vedeți cum se aude și după o să o punem și la treabă și o să-i facem câteva teste. Potențiometrul de pe acest buton se aude exact așa. Cred că este suficient, v-ați dat seama de cum funcționează, are câteva trepte, ceea ce vă permite să înșurubați șuruburi de la cele mai mici dimensiuni până la cele mai mari. În continuare o să vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut pentru această mașină de înșurubat cu impact cu pătrat de 1 pe 2. Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Totodată, în descrierea acestui clip, o să găsiți un link către magazinul nostru online, atelierultou.ro, unde puteți afla mai multe informații despre această mașină de înșurubat cu impact. Eu sunt David și până data viitoare, numai bine!